continuăm să ne ținem pe urmele echipei Apostolului Pavel în aventura celei de-a doua călătorii misionare acestuia, care i-a adus pe meleaguri europene. În Filipii au nu doar un prim rod al Evangheliei, Lidia și familia ei, ci și parte de prima întemnițare pe care le oferă Europa și din care sunt eliberați prin intervenție divină. Episodul cu tremurului care l-a determinat pe temnicier să se convertească. Odată eliberați în urma clarificării presupusei vinovății, echipa misionară a lui Pavel și-a luat rămas bun de la Lidia și de la comunitatea ce se forma acolo și au continuat drumul spre apus, intrând tot mai adânc în Europa. În capitolul 17 al cărții Faptele Apostolilor, îi găsim pe Pavel și pe Sila în Tesalonic, unde, după cum era obiceiul, primul drum al lui Pavel a fost la sinagogă. Aici s-a întâlnit cu evreii credincioși și le-a propovăduit Evanghelia. Unii au crezut, dar cei mai mulți au respins vestea bună. Oricum, mesajul despre Isus și Evanghelie al acestor harnici și curajoși credincioși ai creștinismului primar a stârnit o mișcare revoluționară în întregul Imperiu Roman, iar nucleul din jurul lui Pavel a fost unul dintre principalele focare. Vă reamintim, suntem în a doua călătorie misionară a apostolului Pavel. Ajunși apoi în Berea, au vestit Evanghelia și mulți greci, bărbați și femei au crezut, pentru că verificau și constatau temeinicia biblică a mesajului. Curând însă a ajuns acolo și un grup de evrei din Tesalonic care au făcut agitație și au forțat alungarea lui Pavel din oraș. Au părăsit astfel Berea, Pavel s-a dus la Atena singur, în vreme ce Sila și Timotei s-au întors la Tesalonic să cerceteze bisericile nou înființate. Atena, centrul cultural al lumii în acea perioadă, era înțesată de altare, idoli și religii. Pe colina lui Marte, locul de întâlnire al filozofilor greci sau al celor aflați în trecere, Pavel a ținut unul dintre cele mai importante mesaje ale sale. Îl citiți în Faptele, capitolul 17, de la versetul 22. Audiența sofisticată a interacționat cu Pavel până când apostolul a ajuns la învierea lui Isus. Precum în zilele noastre, ori de câte ori și oriunde cuvântul lui Dumnezeu și Evanghelia lui Hristos sunt vestite, unii primesc mesajul, dar cei mai mulți și atunci și acum iau în râs și mesagerii și Evanghelia. După o vreme, Pavel a plecat din Atena la Corint, poate cel mai destrăbălat și corupt oraș al vremii. În comunitatea evreiască de aici, Pavel a întâlnit un cuplu, Aquila și Priscila, care sosiseră de curând din Roma și își deschiseseră aici un atelier. Pavel a pășit pragul într-o zi și li l-a vestit pe Iisus Hristos. Iar cei doi au devenit unii dintre cei mai vașnici, implicați și rodnici dintre creștinii menționați în Noul Testament. Și alți evrei s-au întors la Domnul, dar cei mai mulți dintre corinteni se împotriveau și îl disprețuiau pe Pavel. Așa că, obosit de încăpățânarea lor, își va întoarce atenția spre neamuri. Citim din Faptele 18, versetele 9 și 10, Noaptea Domnului a zis lui Pavel într-o vedenie, Nu te teme, ci vorbește și nu tăcea, căci eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău. Vorbește, fiindcă am mult norod în această cetate. Am încheiat citatul.